Curtea Constituțională s-a pronunțat marți, 31 octombrie, asupra solicitării unui grup de deputați dând avis pozitiv proiectului de lege privind modificarea articolului 13 din Constituție prin care sintagma limba moldovenească să fie înlocuită cu sintagma limba română. După pronunțarea deciziei, liderul fracțiunii pld din Parlament, Tudor Deliu, a declarat că prin decizia de astăzi se a fost restabilit un adevăr istoric, astfel proiectul de modificare a Constituției poate fi înaintat spre adoptarea Parlamentului și poate fi supus procedurilor parlamentare, fără cele șase luni prevăzute de regulamentul de modificare a Constituției. Astăzi a fost făcut un prim pas pentru modificarea articolului 13 și stabilirea unui adevăr istoric. Zic, stabilirea unui adevăr istoric, deoarece din 1994 de adoptarea Constituției se discută intens despre limba care este vorbită de cetățenii acest, de pe acest teritoriu. Chiar dacă lingviștii internaționali nu o singură dată au constatat că limba este română, totuși unii consideră că din punct de vedere științific se numește într-un fel, din punct de vedere politic într-un fel, noi totuși credem că cei care astăzi reprezintă cetățenii Republicii Moldova în Parlament, mă refer la deputații din fracțiunii parlamentare, vor susține acest proiect de lege pentru stabilirea sau restabilirea unui adevăr istoric. Cetățenii din Republica Moldova vorbesc limba română. Totodată șeful statului Gordodon a avut o reacție la decizia curții constituționale. Președintele amintește că și în Constituția țării și în datele recensământului populației, și în sondajele de opinie și în arhivele medievale a fost și este indicată limba moldovenească drept limba istorică a poporului moldovenesc. Denumirea de limba moldovenească este încetățenită de secole pe teritoriul țării noastre, constituie un element fundamental al identității și al matricii culturale a moldovenilor. Majoritatea absolută a populației băștinașe a Republicii Moldova consideră că vorbește în limba moldovenească, iar dacă cineva de oriunde o fi ei au dubii în această privință, putem organiza un referendum la care să întrebăm cetățenii ce denumirea limbei preferă, română sau moldovenească, a declarat președintele Igor Dodon. Totodată, președintele constată că unii politicieni de dreapta, precum și o parte din membrii Curții Constituționale, se comportă ca mercenari cu sol de străină, iar scopul lor nedestimulat este adaptarea legii supreme a statului la proiectul unionist de lichidare a identității moldovenești.